câștigasem US Open-ul la junior, la dublu, semifinale, și spuneau toți, dar dacă erai din Franța, chiar vorbeau antrenori, păi aveai tot ce voiai acum, și eu n-aveam atunci, abia aveam un sponsor care îmi plătea câteva concursuri. Tot este greu, uite, ne organizăm singuri antrenamentele, ce obțin în tenis, tot e pe barba ta. De la antrenor, preparator, psiholog, management, hotel, nu știu, tot, avion, deplasare, deci tot trebuie să faci. Totul depindea de mine până la urmă, chiar dacă el își dorea. Și și-a lăsat job-ul ca să mă antreneze, că altfel nu puteam să-mi iau antrenor, că nu puteam să-l plătim efectiv. Mi s-au pus atâtea hopuri, știi, cu cariera sportivă să mă las, că am deja 3 operații, 2 la genunchi, una la umăr, mai am și o gleznă ruptă și tot timpul trebuie să iei de la zero în tenis, că dacă nu-ți aperi punctele, ești out. E normal că alerg în oraș toată ziua, dacă trebuie să fac tenisul undeva, pregătirea fizică undeva, recuperarea în altă parte, toată ziua eu sunt în mașină, zic că sunt Uber. De foarte multe ori să fii pe minus. Dau un exemplu anul ăsta când m-am mers în Australia la 2 concursuri în martie, am avut o gaură de 6500 de euro. Și astea sunt lucruri pe care lumea nu le știe, decât ei știau să mă înjure că am pierdut în primul tur ca favorita 1 sau favorita 2 și să mă las de tenis, că sunt în vârstă și ce mai stau să-mi pierd vremea pe teren, că mai bine stau să fac poze pe Instagram. S-a terminat într-un mod normal, ok, și amândoi am trecut peste știu, acei ani, respectiva persoană e acum căsătorită, cu familie, toate bune și frumoase. Eu am rămas singură, fără familie, fără nimic, toate bune și frumoase și aici, not. Nu știu ce să zic. Poate nu e un final, poate n-am, nu se știe niciodată ce poate să fie. Adică, într-un fel, spun, chiar adică îmi pare rău că s-a terminat, cum s-a, adică cum s-a terminat și că a fost... Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o poveste. Invitata mea de săptămâna aceasta, pentru că nu o să mai spun seara asta, dimineața asta, prânzul ăsta, pentru că nu mai știm când vă uitați voi, în primul și în primul rând noi într-o modalitate foarte fair play față de voi, față de publicul nostru, vă anunțăm că atunci când acest episod va fi difuzat, noi vom fi în vacanță. Dar pentru a nu lăsa ochii privitorilor și urechile ascultătorilor nealimentate de poveștile invitaților de aici, de la podcastul nostru, am fost foarte sârguincioși, mă rog, am fost în momentul în care voi vedeți, suntem în momentul în care noi filmăm și ne facem temele de vacanță înainte de a pleca la țară, la bunici. Așadar, în această săptămână, la Vind o poveste, una dintre prietenele mele de foarte mult timp de aici din București și una dintre sportivele pe care eu apreciez foarte mult pentru tot ceea ce a făcut, mai ales pentru faptul că s-a zbătut să treacă peste foarte multe probleme și impedimente care au apărut de-a lungul carierei sale, doamnelor și domnilor, Michi Buzărnescu sau Mihaela Buzărnescu pe numele ei real, una dintre cele mai mari jucătoare de tenis pe care România le-a avut vreodată. Să rămână, Michi, și bine ai venit, îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea. Și eu mulțumesc mult pentru invitație și bine te-am regăsit după ceva vreme. Nu ne-am mai văzut fizic de niște ani. Da. Ne-am văzut o dată la club, trebuie da. Să putem să recunoaștem da. Asta. Ne-am văzut recent, adică cu vreo 2-3 luni. Da. 3, mamă, ce-a trecut timpul. Era 8 aprilie era. Da. Și eram într-o stare mai puțin. Da, tu vezi că eu țin minte exact data. Era noaptea de 8 spre 9 aprilie la clubul Nuba. Da. Putea să-i spunem și da. N-avem contract cu Loft. Eu trebuia să plec la Fed Cup atunci, într-adevăr. Și eram într-o stare depresivă rău de tot. Dar ne-am mai întâlnit ultima dată real, cred că cu vreo 2 ani jumate, fix înainte să înceapă pandemia, fix da. Înainte să înceapă toată nebunia asta și era o grămadă de planuri pe care cu toții cred că ne le făceam da. Și tu îți făceai foarte multe planuri legate de carieră și era într-un moment în care părea că sunt foarte mari șanse să spargi bula și să ajungi în primele 10 locuri.
Veneai și după partida cu Venus Williams, pe care ai pierdut-o la o diferență foarte, foarte mică la Australian Open în 2019. Și iată că treaba asta cu pandemia ți-a dat și ție planurile peste cap. A urmat și o relație, ai fost foarte îndrăgostită, după care ai fost foarte dezamăgită de urmările relației. Nu o să intrăm foarte mult în amănunte, măsura în care tu nu-ți dorești să facem asta, pentru că nu despre asta este podcastul, vin de o poveste și o spun cu toată mândria, atât a mea cât și a colegilor mei. Așadar, tot ce pot să zic e că sunt încântat de faptul că există posibilitatea ca tu să-ți spui povestea ta, să spui, să vorbești despre cât de grea este viața unui sportiv de performanță, despre sacrificiile necesare pentru a face performanță într-un sport atât de costisitor precum e tenisul, și să mai demontăm niște mituri de astea legate de averile uriașe pe care le câștigă sportivii, de meritul poporului român la performanțele voastre, mai ales în cazul sporturilor individuale. Iar ca să începem cu începutul, noi obișnuim să, de ceva vreme, obișnuim să facem câte un cadou fiecărui invitat, cadou pe care îl gândim pentru invitatul respectiv. Astăzi, după cum ți-am și spus, le spunem și celor care ne urmăresc, noi venim de la Iași, unde am filmat podcastul special de ziua mea. Am plecat la dimineața la 7 din Iași, am ajuns în București la 2 și la 3 am început filmarea cu Michi, drept pentru care eu doar am sugerat cadou, cadou l-a luat iubita mea. Atunci nu-mi fac griji. Nici nu mă... Nici nu m-am uitat, dar cred că e exact ce, ce trebuie. O să le scot pe rând. Este o autobiografie a lui Andrew Agassi, pe care chiar domnul Nincioni a sugerat-o. Da, super, mersi mult de tot. Chiar aveam nevoie. Și nu apropo am de controversele pe care le stârnește acest sport, o carte despre Novak Djokovic, despre unul dintre cei mai controversați tenismeni. Da, ce bine, nici pe asta nu am. Deci m-a zimerit super bine. Super bine. Deci astea chiar sunt de citit și n-am apucat. Am citit în ultima vreme, am încercat să citesc așa cărți despre psihologie, despre cum să devii mai puternic, dar e foarte interesant să citești viețile despre viața altor sportivi de mare performanță și chiar voiam să o citesc și pe al lui Djokovic și pe al lui Agassi. Am citit-o pe al lui Sampras. Mersi mult de tot. Mulțumesc, chiar apreciez. Sper să-ți placă și dacă în drum spre marile turnee tu ai să le răsfuiești prin avion sau prin camerele de hotel de prin toate colțurile lumii, pentru mine și pentru colegii mei cred că asta o să fie cea mai mare bucurie. Mulțumesc, chiar așa o să fac. Dar arată-te, rog, telespectatorilor și ce ai primit din partea mea. Da, ne-am luat tot cu altele și nu... Dacă tot a fost, măcar să fie... Numai o secundă. Suvenir împărtășit, așa. Deci, cred că e una dintre cele mai șmechere chestii pe care le-am primit vreodată, doar că n-am apucat să mă bucur real de ele, pentru că în toată goana asta cu aranjatul cadrului și așa mai departe, am zis că, hai să terminăm și după aia mă uit. În primul și în primul rând am o minge de tenis de la Mihaela cu autograful ei, care deja valorează foarte mult, dar va valora și mai mult. În viitor sunt convins de toată treaba asta și... o cană în care o să-mi beau eu cafeaua, că nu mai beau lapte și de astea, sau spun bere în ea, nu știu, vin. Orice. Beau canii cu palierul, dragostea cu anul, și beau vinul cu borcanul de la Wimbledon. Motiv pentru care ceea ce vreau eu să vă spun este că, având la baza promisiunii faptului că nu vor deteriora autograful de pe ea și nu vor pierde această minge, asta o să-i dau lui domnul Măciucă că se joace cu domnul Cosmin Cernat la tenis, iar din cană o să beau eu vin și, bineînțeles, ăștia o să trebuiască să-mi aducă mingea înapoi, că eu pot să o vând la licitație peste niște ani. Corect. Sau să o păstrez și să mă laud. Uite, domnule, ce bogat sunt. Mai bine. Pentru care îți mulțumesc foarte mult pentru cadou. Chiar e unul dintre cadourile care m-au bucurat cel mai mult, pe care le-am primit în... Mai ales că e perioada asta cu ziua mea și mă simt foarte bine. Ai văzut la fix. Da, fix. Chiar e foarte tare. Ce faci tu acum, Michi? Cum ești cu programul? Cum de-am reușit să te prind în țară pentru a filma episodul ăsta? Și care sunt pașii pentru a doua jumătate a anului? M-am întors
nu voiam să mă întorc, trebuia să fiu la niște concursuri, dar fiindcă uitasem eu să mă înscriu la calificări și inițial nu intrasem pe tablou, nu puteam să joc la un WTA care se ține acum în Ungaria și săptămâna trecută jucasem și un concurs, un alt WTA în Suedia, unde am simțit o jenă la genunchi. Eu m-am accidentat în urmă cu o lună, am făcut o ruptură pe menisc în timpul unui meci și pe ligamentele colaterare și a fost destul, adică a fost gravă accidentarea, eram cât pe aici să mă operez, numai că am tras incredibil de mult la recuperare să evit operația și să pot să joc Wimbledon, încă nimeni nu-mi dădea șansă și mi-am dorit atât de mult să joc la Wimbledon încât în fiecare zi munceam câte 3 ore jumate doar la recuperare, plus după o săptămână am început și antrenamentele și nici mie nu mi-a venit să cred cât de mult mi-a ridicat nivelul când am participat la Wimbledon, adică parcă nu se văzuse o pauză. Și am avut o teamă în meciul pe care l-am pierdut în Suedia și s-au nimerit la fix să pot să mai vin acasă, să mai fac recuperare câteva zile și ar trebui să plec, nu știu, cred că la final de săptămână sau săptămâna viitoare din nou, la alte concursuri. Ok. Practic ce urmează acum? Urmează câteva turnee prin Europa și... Și apoi US Open. Ok. Plus turneul de la Iași, un turneu WTA care e în premieră la Iași. Anul trecut s-a ținut la Cluj. Se mai ține încă o dată la Cluj în toamnă, dar îl voi juca și pe cel de la Cluj, fiindcă e la noi în țară și mă bucur tare mult să se poată organiza și la noi WTA-uri, adică înainte nu se organizau și deja este al doilea an în care avem un WTA și sper să ridice tenisul românesc mai mult. Uite, asta mi se pare cu adevărat o reală problemă, faptul că deși eu sunt destul de ancorat la realitatea cotidiană, adică mă tot informez, urmăresc paginile de socializare ale sportivilor, ale oficialităților, ale formatorilor de opinii, indiferent de domeniu, n-am auzit până în momentul în care tu mi-ai spus, înainte să începem filmarea, despre acest turneu de tenis de la Iași. Știam că a mai fost ceva weekendul ăsta, dar... Da, e un turneu cealaltă de băieți acum, okay. Acolo, da. Tind să cred că nu e din cauza mea că n-am auzit, adică tind să cred, n-aș pune-o pe seama ignoranței mele, ci pe seama faptului că dacă, bă, eu n-am auzit și nu m-am împiedicat de chestia asta până momentul în care nu m-am întâlnit cu o viitoare participantă în cadrul turneului, da. Cred că e o problemă de marketing și de promovare a sportului în general și cu precăderea tenisului, în pofida performanțelor Simonei, a performanțelor tale, a performanțelor Soranei Cârstea și așa mai, Irinei Begu și așa mai departe, da. La nivel național, adică, știi, era și discuția asta cu David Popovici, când toată lumea scria despre el pe Facebook, toată lumea posta poze cu el, zici că era copilul lor, dar în momentul în care s-a televizat pentru prima dată o finală de campionat la not, în care acesta participa cu primă șansă la câștigarea medaliei de aur, audiența a fost undeva la 300.000 de telespectatori, adică extraordinar de puțin în comparație cu rumoarea pe care a stârnit-o în spațiu public, da, subiectul David Popovici. Și atunci eu vin să te întreb, de ce crezi că se întâmplă treaba asta și cum crezi tu că există, cum crezi tu că sunt, că e văzut tenisul în general, în particular, pardon, în spațiu public românesc, care este reacția publicului românesc la acest sport și, bineînțeles, care crezi că ar putea să fie soluțiile pentru care noi să nu mai stăm ațintiți numai cu ochii pe acel fotbal care nu ne mai produce mai deloc performanțe și să reușim să atragem public, în special public tânăr, către alte sporturi unde, iată, suntem performanți, dar nu ne vede nimeni. Vorba lui, cum îl cheamă pe ăla? Nu... Pe domnul ăla, fotbalist. Sunt bun, dar nu mă vede nimeni. De a fost la Survivor. Am uitat. Dumnezeu să mă ierte. Cum? Nu Nedelcu. Nedelcu e încă în activitate. Mă rog, era vorba aia clasică, sunt bun. Robert Niță îl chema. Robert Niță, sunt bun, dar nu mă vede nimeni. Hai să vedem ce am putea face ca să ne-și vadă lumea în direcția asta. Așa e. Acum câțiva ani era... și mai puțin văzut tenisul, de exemplu, și nu mai vorbesc de celelalte sporturi, cum ai zis și tu, not, gimnastică, handbal, volei, basket, care de-abia acum, în ultimii 2-3 ani, a început să miște, să fie mult mai promovat. Din păcate, înainte, din păcate pentru noi, din fericire pentru cei din lumea fotbalului, era
doar fotbal, doar el se difuza la televizor, asta pentru că bănuiesc că sunt și sume foarte bune pe care le câștigă prin difuzarea acestor meciuri și televiziunile și echipele. Și totuși pentru noi ca tenismene, că am avut și băieți, dar în ultima vreme sunt doar fete, adică am avut generații mereu care au fost foarte, foarte bune. Nu am avut deschidere, nu aveam promovare, nu exista, nu se știa de noi foarte bine și odată ce a venit Simona cu rezultatele ei, atunci a început să se miște, au fost construite școli cu teren de tenis, lumea își dorea să ducă copilul mai des la acest sport și s-a mai schimbat, dar nu la fel, adică de câțiva ani se difuzează majoritatea concursurilor și ale noastre se difuzează pe câteva posturi, constant. Eu am văzut de când am putem urcat... Putem să le și numim, nu avem niciun fel de problemă. Pe Digi pe Sport Digi... și pe Eurosport. Da, da, pe Digi în mare parte tot timpul săptămânal se difuzează concursurile de tenis. Dar alte sporturi, cum mai vorbeam când mai făceam recuperare, că e singurul nostru mod în care să ne întâlnim cu alți sportivi din alte sporturi și să mai, nu știu, socializăm sau să schimbăm idei despre cum este viața fiecăruia ca sportiv și puteam să văd cât de nemulțumiți erau și ei de partea aceasta, de cum nu sunt văzuți, de sacrificiile fiecăruia și de câștigurile care sunt în comparație cu sacrificiile și... e păcat pentru că la noi în țară avem multe sporturi bune și mulți sportivi care sunt buni față de alte țări și nu suntem la fel de bine ajutați. Adică mulți spuneau, când eram eu mică și vorbea la 16 ani, am fost campioană europeană, locul 1 la 16, la 14, la 18 în lume, în Europa și 4 și 2, nu știu, în fine, eram acolo, câștigasem US Open-ul la junior, la dublu, semifinale, și spuneau toți, dacă erai din Franța, chiar vorbeau antrenori, păi aveai tot ce voiai acum, și eu n-aveam atunci, abia aveam un sponsor care îmi plătea câteva concursuri, dar nu există, adică susținere nu ai decât din partea familiei și dacă îți găsești sponsor. Și noi avem o șansă în plus ca tenismen față de alte sporturi. La sporturile de echipe e mai greu, doar dacă te sponsorizează o companie sau o întreprindere, ceva, nu știu. Dar așa, foarte greu, foarte greu. Și din cauza asta, generațiile care vin din urmă nu sunt. Cred că nu mai sunt așa de motivate. Nu văd, sincer, credeam că îi motivăm. Adică eu am primit de multe ori mesaje că sunt un exemplu pentru sportivi, pentru micii, viitori tenismeni sau chiar și în alte sporturi ca inspirație cu povestea vieții mele, cu tot ce am trecut și că sunt recunoscută în toată lumea pentru ce am realizat și faptul că am putut să merg în paralel și cu școala fără să mă opresc din ea, dar tot este greu. Uite, ne organizăm singuri antrenamentele, ce puțin în tenis tot e pe barba ta, de la antrenor, preparator, psiholog, management, hotel, nu știu, tot, avion, deci tot trebuie să faci. Îți iei într-adevăr cineva care să te ajute, îl plătești, dar tot trebuie să fii implicat, că trebuie să știi. Adică nu e ca la un sport de echipă unde totul e aranjat, te urci în autocar, în avion, ai ajuns la hotel, vai, masa la ora aia, tot meciul e stabil la ora asta. Nu, la noi, știi cum e, când e programul făcut, joci meciul 2 sau 3, te trezești că se întârzie și joci, nu mai știu când, la nu știu câte ore după și stai toată ziua la bază, stai toată ziua... Adică e foarte greu, sincer. E foarte greu și de asta de multe ori mi-au spus părinți de-ai copiilor că le e greu să-i dea la tenis, pentru că nu știu la ce să se aștepte, nu știu ce investiții ar trebui să facă, li se pare că e foarte scump și că n-au cum. Și eu încercam să-i încurajez. Nu e ușor, mulți voiau să meargă pe sporturile acestea, gimnastică, not, alte polo... alte sporturi, pentru că li se părea și îmi spuneau, păi o oră de tenis costă atât față de un abonament la not sau la gimnastică care e atât, normal că vreau să-l duc aici, că nu am cum. Și încercam să le explic, știu, dar și rezultatele sau, mă rog, câștigurile de-a lungul timpului pot fi mult mai bune la tenis dacă copilul reușește. Dar asta e problema în acest sport. Trebuie să investești foarte mult și n-ai nicio siguranță că vei câștiga și lor le e teamă că investezi bani și apoi dacă nu reușești, ai pierdut tot. Că n-ai ce să faci, îți bați copilul, omul, ce-i faci dacă nu reușești, știi? Eu, de exemplu, dacă vrei să vorbim, am pornit de la
zero, de la minus, nu știu, minus 100. Adică n-am avut posibilități financiare și tatăl meu și-a sacrificat jobul ca să mă antreneze și nici nu put, adică el își dorea oricum, dinainte să mă nasc, să aibă copilul, să facă tenis, că îi plăcea tenisul. Okay. Și-a învățat singur să joace și își dorea foarte mult să joc. Și asta făcea toată ziua, încerca să mă învețe pe mine să joc, de când eram mic, de când m-am născut, nu știu, mă luau cu mine, că ai mei s-au cunoscut pe terenul de tenis. Și chiar le spunea multora că vreau să ajungă. Bine, totul depindea de mine până la urmă, chiar dacă el își dorea. Și și-a lăsat jobul ca să mă antreneze, că altfel nu puteam să-mi iau antrenor, că nu puteam să-l plătim efectiv. Și atunci era scump și... Toată ziua juca cu mine, ne cuplam pe unde se putea, pe la o bază, pe stadionul Tineretului, acolo am început eu să okay. joc, pe lângă voi mei. Și... Stai puțin, stadionul Tineretului care e? Ăsta de aici, de la Iolanda, Ștrand, da, 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 vis-a-vis, era Ștrandul Tineretului, că era acolo și o bază de asta de not, unde... Ok. Și așa am început, ușor, ușor. Mai jucam dublu când am început să mai cresc cu alți colegi de-ai lui prieten și după aia m-am legitimat la un club. Și eram bună de mică. Dar eram și la școală în același timp și nu voiam să mă las de școală. Eram la Caragiale, după aia m-am dus la Jamone, adică am făcut până la liceu, am tras de mine. Și oricum pe la 11 ani tata m-a întrebat că dacă vreau să fac de performanță, o să trească să fac mai multe sacrificii de acum încolo, că nu prea pot să mă duc să mă joc cu copiii pe afară, nu prea pot să merg în tabere, nu prea știam eu foarte bine ce voia să zică, dar eu am zis că da, că asta vreau, că nu contează. Și într-adevăr am simțit chestia asta, că nu mă jucam, nu ieșeam, îmi făceam, adică tot timpul era școală, antrenament, de fapt școală, teme, antrenament, zilnic, asta mi-amintesc, fără, dar și poate. Și apoi la liceu, am mers la un liceu sportiv ca să pot să fac tot așa, două antrenamente pe zi. Și să și pot pleca, că mai aveam o scutire ca să plec la concursul în străinătate. Și mi-am amintesc că totuși învățam și la un moment dat unii colegi erau geloși că de ce pot să iau notă mare și sunt și plecată. Și știu că erau niște comentarii pe atunci în liceu, dar asta, să zic, a fost un atu al meu, că tot timpul am tras, în orice eram implicată, eu trăgeam. Că era școală, examene, turnee, relații, orice, viața, tot. Ajungem și la capitolele astea. Nu, eu am dat la ca exemplu... La capitolele astea. Total, cum sunt eu, deci, ca și taur, ca să e zodia mea, am ambiția asta, știi? Nu, în ce intru, nu mă las până, trag până la limită și mă dau și cu capul de pereți să văd eu că am încercat tot și să știu că eu am vrut. Că, cum e, în viață, de câte ori nu mi s-au pus atâtea hopuri, știi, cu cariera sportivă să mă las, că am deja... trei operații, două la genunchi, una la umăr, mai am și o gleznă ruptă și tot timpul trebuie să o iei de la zero în tenis, că dacă nu-ți aper punctele, ești out. Și o luam de la 900, eram clasată, să zic, acum câțiva ani. După aia iarăși am ajunsesem 100 și ceva, iarăși m-am accidentat, iar și... Și lumea nu vede chestia asta. Mm-hmm. Ei te judecă, păi ce ai ajuns, când m-am accidentat prima oară eram 140. Ai ajuns 140, ai stat nu știu cât timp, ai revenit, păi te bat unele cât de locul, 400, 300, 500, l-am dat, intrasem în depresie, mai ales după ce am fost eu 20 mondial și mi-am rupt glezna și când am revenit, nu știu, cred că am pierdut 10 meciuri consecutive, păi n-ai idee ce era pe Instagram-ul meu și pe Facebook-ul meu, toți mă făceau în toate felurile, că să mă las de tenis, că nu mai sunt bună nimic, dar nimeni nu știa cât de greu este să revii, nimeni nu știa, în primul rând, nu știu, și emoțional, că ești fată, nu ești băiat. Băiatul poate își mai bagă picioarele, poate nu pune atât de mult la suflet, dar eu sunt și mai sensibilă de fel. Și numai că mă uitam și ziceam, eu cât muncesc, cât nu m-a ajutat nimeni cu nimic. Adică singură am făcut tot. Și vin atâția și comentează că pierzi, că poți să te lași de tenis. Probabil își pierde banii și știi cum fac o grămadă de... ca în toate sporturile. Și la un moment dat nu ieșisem câteva zile din camera de hotel, eram în depresie, mai ales când n-am putut eu să mă apăr punctele la un turneu câștigat când am ajuns 20 mondial, la un an după am pierdut în primul tur, că eram destresată, mai ales că eram accidentată deja la umăr și într-o săptămână m-am dus de pe locul 50
130 sau 55-135. Okay. Păi atunci a fost capăt de lume pentru mine, eram ceva bai de capul meu, ce mă fac? Mai pot să joc? Știam că o să trească să mă operez sigur la umăr și eram, ăștia comentează toți, deci nu te susține nimeni, îți dau un cap, asta e problema la noi în țară, că tot vorbeai de chestia asta, în străinătate te ajută. Te ajută, te susțin. La noi, când ești bun, te susțin. Când începi să pierzi, sau bine, ok, în toate domeniile, dar la noi atât de rău te fac și atât de... mai rău parcă vor să te îngroape, știi? Și tot timpul au ceva de comentat. Ideal este dacă ești strong, cum declara David Popovici, că nu-l interesează, adică foarte bine gândește el, sincer, pentru vârsta pe care o are, de apreciat cum stă cu mentalul. Chiar e un exemplu de urmat. Și m-am operat la umăr atunci, după aia iarăși am revenit de la zero, dar a venit pandemia și n-am mai apucat până anul trecut să mai revin. Și am revenit până pe 114 anul trecut, adică am putut. Din puține turnee și iarăși m-am oprit din cauza umărului, că m-am accidentat și asta a fost cum a venit, adică o parte, ca să zic așa, per total din carieră, până anul acesta când am reușit iar să-mi revin și să joc din nou la un nivel cât de cât ok. Numai o secundă te întrerup ca să înțeleagă oamenii care nu prea sunt familiarizați cu tenisul. Ce înseamnă să ajungi locul 135 mondial, loc pentru care tu erai destul de supărată pentru că căzusei acolo și ești normal pentru că fusesei și mai sus de atât. Vreau să le spun așa, uite, oamenilor cărora, că nici eu nu sunt un mare fan al tenisului, recunosc chestia asta, am devenit urmărit privitor de tenis în momentul în care a început Simona Halep să facă foarte mari performanțe și în felul ăsta am început să mă uit și la celelalte fete care jucau tenis și cam despre asta a fost vorba. Și am învățat cam care e situația într-un mod destul de empiric, așa, uitându-mă la meciuri și văzând și eu, zic, bă, asta e acolo, e acolo. Nu înseamnă că dacă ești numărul 1 nu te poate bate unul de pe locul 34. Că pe 34, de exemplu, la fete, putea să fie și Sharapova de multe ori, că ea nu mai era de mult printre primele. Exact. Doar că na, mai cădea, se mai accidenta, participa la mai puține turnee, pentru că și aceste clasamente ATP la băieți și WTA, ca să-i diferența, nu, la fete, da, sunt alcătuite după anumite criterii. E bine, mă uit așa în felul următor. Deci locul 135, ca să fim foarte transparenți cu analogia, eu mă tot rezum la fotbal pentru că înțeleg că ăsta e sportul nostru național. Păi nu, hai să facem altfel. Pe ce loc ajunsese anul trecut? Ca să fie exact locul ăla. 114. 114. Când a trebuit, da? Să mă opresc din nou, da, pentru că nu mai puteam să joc. Deci fotbalistul, conform Transfermarkt, cel mai accurate site, adică publicația ce măsoară cu acuratețe foarte ridicată performanțele fotbaliștilor în funcție de meciuri jucate, cât ce bani se oferă pentru transferul fotbalistului respectiv, cartonașe, accidentări și așa mai departe, sumele de bani pe care fotbalistul respectiv a fost transferat, salariile pe care le încasează fotbalistul cu pricina și așa mai departe. Transfermarkt ne dă pe poziția 114 în lume cei mai valoroși fotbaliști, în care, ca să ne înțelegem, deci în topul ăla, 20 de pagini are Transfermarkt, nu apare niciun român în primele 20 de pagini, ca să fim clari, iar pe locul 114 este Nuno Mendes, un domn fundaș stânga de la Paris Saint-Germain, asta evaluat la 40 de milioane de euro. Iar ca să fie și mai clară diferența, pe vremea când Miki era locul 20 în lume și ni se părea că dacă nu e... Și atunci primeam comentarii. Dacă nu e locul 2, imediat după Simona e nașpa. Nu e bine. Locul 20 în lume, printre cei mai bine cotați fotbaliști, este domnul Mason Mount de la Chelsea, cu o cotație de 75 de milioane de
euro. Mason Mount, care a câștigat niște Champions League, care este acum 2 ani, acum un an, pardon, care e finalist de campionat european acum un an, care e semifinalist de campionat mondial în 2018, deci niște performanță foarte, foarte mare. Cam despre asta e vorba. Asta înseamnă locul 20 în lume. Înseamnă să fii la un nivel extraordinar de mare, iar noi în multe sporturi chiar suntem la nivelul ăla, însă, vorbeai și tu, este o mare diferență între sportul de echipă, între sportul colectiv și sportul individual. Sportul colectiv e mai ieftin de practicat, e mai accesibil, ca să nu-l numim, poate ieftin ar suna peorativ în urechile multora dintre noi, dar ți-aduce și o satisfacție oarecum, de obicei, mai diminuată decât satisfacția pe care o ai într-un sport individual. Dar, într-adevăr, tenisul este unul dintre cele mai scumpe sporturi și vreau să te întreb ce-i trebuie unui copil din ziua de azi ca să se apuce de tenis de performanță? În primul rând, îi trebuie o susținere din partea familiei și nu mă refer doar financiară, pentru că sunt foarte mulți părinți în ziua de azi care se bagă peste antrenori și am impresia că dacă ei plătesc antrenorul și decid ce trebuie să se întâmple în timpul unei competiții sau unui antrenament, și de foarte multe ori am văzut și eu cum se bagă și la un dat copilul nu mai ascultă de antrenor, se uită la părinte, e frică de părinte și ascultă ce îi spune părintele. Și mi se pare foarte, adică total greșit acest lucru. Și trebuie să găsești un antrenor, și aici este mai greu că avem antrenori, dar cei care sunt buni sunt foarte ocupați, e greu să-i accesezi. Și un club care să-ți ofere anumite condiții și anumite, că mulți aș-ar dori, și în același loc unde faci antrenamentul de tenis, să faci și o pregătire fizică, să se ocupe un pic de tine. Știi că la noi toată ziua, și că mie mi se spunea vai de mult, că cât alerg. Păi e normal că alerg în oraș toată ziua, dacă trebuie să fac tenisul undeva, pregătirea fizică undeva, recuperarea în altă parte, toată ziua eu sunt în mașină, zic că sunt Uber. Adică toată, și la noi în țară nu prea sunt academii care să-ți ofere aceste condiții și e păcat, adică avem atâtea sportive de top și generații care au fost și nu se poate organiza să se construiască pentru noi, pentru sportivi, și asta le trebuie, după care le trebuie și eu cât de cât o situație financiară care să le permită măcar la început de drum posibilitatea să se antreneze. Și apoi când, dacă copilul dă randament și are rezultate bune și antrenorul oricum vede acest lucru, ușor, ușor poate să plece în străinătate la câteva concursuri și atunci îți dai seama dacă poate face performanță sau nu, în urma unor rezultate, dar trebuie să și-ți permiți să poți să pleci, mai ales în ziua de astăzi, e foarte greu, mă uitam de când cu problemele care au apărut anul acesta, deci n-ai idee cum s-au scumpit biletele de avion. Am dat acum câteva zile pe un bilet de avion de o oră, 20 de minute, Londra-Frankfurt, okay. Zbor direct, 800 ceva de euro și n-aveam bagaj inclus, adică mi s-a părut ceva de genul, nu se poate așa ceva, știi, și te gândești, cine își permite totuși să-și ducă acum un copil la început de drum la concursuri internaționale, că nu e ușor. Un bonus este că în ultima vreme se organizează la noi în țară mai multe concursuri și internaționale de junior și naționale și au posibilitatea să joace în țară și să nu trebuiască să plece în străinătate, fiindcă este foarte greu în ultima vreme. Adică... Și, bineînțeles, sponsori. Trebuie să ai sponsori. Da? Și mi se pare totuși că în ziua de astăzi pentru noile generații ar putea fi mai ușor un pic, pentru că sunt multe posibilități în care să se ofere ca sponsorizare anumite sume, mai ales pentru companiile care decât să evite, adică să nu plătească statului și au posibilitatea legală să ofere sponsorizare, mi se pare că ar fi mult mai ok să facă lucrurile acestea. În urmă cu ani, când eram eu mai mică, nu erau posibilitățile astea și era foarte greu să primești o sponsorizare, adică foarte greu. Mm-hmm. Am avut noroc, să zic, cu Petromul când eram mică la anumite perioade de sponsorizare cu firma Vesta, că le dau exemplu că au fost susținerea mea, n-am nicio problemă. Și era Nova Brazilia care m-a sponsorizat puțin la 15-16 ani. Dar au fost niște ajutoare, atât cât au fost. Știi? Fără ele, oricum îmi era și mai greu. Dar se putea mult mai bine. Dar problema și care e la noi... Că am avut și niște sponsori când ajunsesem top 100,
pe o perioadă, dar mulți spun, dacă ești top 100 nu mai ai nevoie de bani. Și când nu ești top 100, spun, nu ești top 100, nu te sponsorizăm că noi ce câștigăm și care este vizibilitatea noastră. Și te bați așa și ajungi și te gândești, ce fac? Când sunt acolo, îmi spuneau atunci, păi da, tu ai câștigat la Roland Garros pentru, după ce ai trecut de primul tur, mai mult decât ți-am dat noi pentru 6 luni. Zic, ok, și ce vreți să ziceți cu asta? Că, în primul rând, și voi aveți adică vizibilitate foarte mare. Și, în al doilea rând, este o susținere, că nimeni nu știe câți bani cheltuim noi, pe antrenori, pe deplasări. Absolut totul se plătește în tenis, adică nu există nimic oferit gratis. Adică ai câteva zile la turnee unde ți oferă o cazare inclusă pe o cameră și în rest totul trebuie să plătești. Adică sunt mii de euro cheltuit săptămânal, lunar, ca să zic mai exact. Și poți să câștigi sau să pierzi în primul tur și iei un prize money care nu ți ajunge nici pentru, nu știu, 2 zile. Păi să vorbim exact și punctual pe părțile astea. Cât costă, de exemplu, participarea la US Open, care e și în Statele Unite ale Americii, cu cât timp înainte de turneu te duci tu acolo, câtă pregătire e necesară pentru momentul de până precedent turneului, da? Și ce înseamnă cazări pe acolo, ce înseamnă transport, că nu poți să te duci cu metrou, cât de frumos o fi metrou la New York, nu poți să te duci cu metrou și cu rachetele dacă în spate și cu tubul de bile la meci, când tu trebuie să te duci să joci cu cine știe ce gigant al tenisului. Și care este premiul pe care tu îl iei dacă ai trecut, de exemplu, de primul tur? Ca să înțeleagă lumea, de exemplu, de ce tenisul este atât de costisitor și de ce sumele alea care sunt vehiculate pe la televizor nu sunt chiar niște sume indecente, ba din contra. Păi, în primul rând, norocul nostru este că la toate turneele avem organizat transportul de la hotelul oficial la club, deci există un program și atunci asta este un lucru bun. Era culmea să ne mai organizăm singuri și transportul. Cum era? La turneele mai mici mai sunt turnee unde nu este organizat și mi-amintesc că mergeam cu metrou. Eram în Rusia cu tata când aveam 18 ani și trebuia să merg cu metrou de la hotelul unde eram cazată până la baza sportivă. Ne-am pierdut de câteva ori, dar mă rog, asta e altă poveste. Dar la un Grand Slam, și ca e faza, toată lumea își dorește în tenis să ajungă să joace Grand Slam. Pentru că sunt cele mai importante concursuri, sunt cele mai bine plătite și sunt cei mai buni tenismeni din lume care participă și fiecare își dorește să ajungă să aibă clasamentul încât să poată juca tablou la un Grand Slam. Pentru că sunt singure turnee unde și câștigi bani, într-adevăr, poți să spui că ești pe plus. La celelalte concursuri, dacă nu faci cel puțin o semifinală, finală, nu-ți poți egala costurile pe care le cheltuiești versus ce câștigi, știi? Și lumea nu știe lucrul acesta și se gândesc, mamă, au văzut prize money-ul respectiv, ești top. Adică m-am lovit de lucrul acesta de foarte multe ori. Dar la un Grand Slam sau în general și mai ales că este pe alt continent, trebuie să te duci cu 4-5 zile. Se zice că ar trebui o oră la fiecare oră, la schimb de fusora, cu o zi înainte, dar nu. O zi la fiecare oră. O zi la fiecare oră, dar nu. Când eram mai mică am făcut lucrul acesta, odată cu experiența și cu creșterea în vârstă, nu mai ești atât de... Adică ești un pic mai relaxat, nu te mai stresezi așa mult. Și în general, uite, la Wimbledon, aici m-am dus cu 2 zile înainte, adică nu... Oricum, am fost mega relaxată și s-a văzut că am jucat super bine, mai bine ești mai relaxat. Dar la US Open te duci cam cu 4 zile înainte, e de ajuns, 4-5 zile, cam așa. Și trebuie să suporți cheltuieli de avion, cazare pentru antrenor, pentru el deplasare, mâncare, bineînțeles salariu, procentaj din prize money. Astea sunt tot timpul, sunt niște costuri pe care, indiferent că tu câștigi sau nu, trebuie să le plătești și trebuie să ai de unde. Și pe lângă astea sunt și taxele de la concursuri care se opresc, care sunt 20-30% de la fiecare
la fiecare țară, da? Și 35% toată și ajungi și de multe ori. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să fii pe minus. Dau un exemplu anul ăsta când m-am mers în Australia la două concursuri în martie. Am avut o gaură de 6500 de euro. Ok. Din cauza faptului că veneam după o accidentare, eram... Nu mă simțeam ok, din multe puncte de vedere. Am plecat să joc turneele acelea, crezând că o să fie mai ok ca și punct de plecare după 4 luni de pauză. Mai mersesem doar la Australian Open să joc, dar nu eram deloc pregătită. Și am pierdut în primul tur și a trebuit să stau 2 săptămâni acolo. Am pierdut în primul tur la ambele concursuri, unde trebuia să plătim tot. Și am fost în gaură. Adică, și astea sunt lucruri pe care lumea nu le știe, decât ei știau să... Mă înjure că am pierdut în primul tur ca favorita 1 sau favorita 2 și să mă las de tenis, că sunt în vârstă și ce mai stau să-mi pierd vremea pe teren, că mai bine stau să fac poze pe Instagram, eventual, așa îmi spuneam. Deci, e foarte aiurea când vezi lucrurile acestea. Dar la un Grand Slam, să zicem, dacă treci un tur, poți să ai un plus de, nu știu, câteva zeci de mii de euro, asta pentru că dacă doar că ai ajuns acolo, dar e foarte greu să ajungi acolo. Trebuie să ai clasament, trebuie să joci calificări, dacă ai clasament de calificări, în calificări sunt sumele mult mai mici. La Grand Slam-ul sunt, nu știu, top of the top, acolo sunt sumele cele mai mari și sunt doar 4, nu câștigi suma asta săptămânal, adică da. De 4 ori pe an, dacă US reuși... Open, Australian Open, French Open. French Open, care e da. Roland Garros, da. Și Wimbledon, Wimbledon da. Care, mă rog, UK Open, sau cum să-l numim? Nu, Wimbledon. Wimbledon, da. Deci doar 4 turnee mari și late în tot anul. Da, cam, și dacă joci și dublu, se mai adună ceva. La alte turnee poți să câștigi 500 de euro într-o săptămână. Mm-hmm. Ai pierdut în primul tur, ai luat, nu știu, 1000 de dolari. Minus taxe, 30%, 700 de dolari, nu știu cât înseamnă. Că trebuie să-ți mai plătești. Și de aici tu îți plătești oricum, plătești cazare pentru antrenori, avioane, mâncare, deci ești în gaură, știi? Și de asta sunt mulți care se gândesc, uite câte sume se cheltuiesc la voi în tenis, și ce facem dacă nu ajungem și dacă nu reușim, ne cheltuim banii pe copil și ce se va întâmpla? Eu știu că este un risc foarte mare. E ca o ruletă în tenis. Bași bani și nu știi ce scoți. Mie și asta mi se pare o problemă foarte mare, sincer îți spun. Adică mi se pare o problemă foarte mare de mentalitate a românului și a părinților români. Și culmea asta, aici nu vorbim despre părinții români cu probleme financiare sau din familii mai modeste. Vorbim despre românii înstăriți care au impresia că dacă investesc în copilul lor, ei trebuie să-și scoată bani. Exact. Adică asta mi se pare o prostie cât casa, să privești treaba asta ca pe o investiție. O investiție. Nu, e o investiție în educație în primul și în primul rând, pentru că indiferent ce sport ar face copilul respectiv, chiar dacă nu va ajunge vreodată să facă performanțe, el cu siguranță va ajunge să capteze niște informații și niște deprinderi esențiale pentru un om de succes, indiferent de domeniul pe care îl va alege în momentul atingerii maturității. Da. Și cred că treaba asta ne și îndepărtează de performanța reală, pentru că în momentul în care părintele are viziunea asta, chiar și oricât de mult ar încerca să se ascundă în fața copilului, n-ai să-i cum. Transmită alte valori, inevitabil energia pe care o transmite copilului și ideea de bază pe care acesta o însămânțează copilului respectiv este că trebuie să scoată înapoi. Da, ăla trebuie să aibă în principal gândirea către câștigul financiar, niciodată către pasiunea pentru sportul respectiv. Exact. Iar eu sunt de părere că indiferent ce ai face în viața asta, dacă nu o faci cu plăcere și nu o faci cu pasiune, nu e cum să faci performanță sub nicio formă. Și atunci vreau să ne întoarcem puțin la momentul copilăriei tale și să discutăm despre cum ai început toată cariera asta. Chiar dacă părinții tăi și-au dorit foarte mult ca tu să faci tenis, cum ai
făcut diferențierea dintre viața sportivă și viața de copil, de copilăria pe care probabil n-am avut-o. N-ai avut-o. Da. Și despre primii bani câștigați din tenisul ăsta, adică despre return of investment-ul tatălui tău care s-a lăsat de muncă, s-a lăsat de job, da, pentru a te antrena în direcția asta. Chiar mă mir acum și eu și mă gândesc cu groază. Oare ai mine ce ar fi gândit când am început sportul ăsta și când posibilitățile erau atât de limitate, oameni simpli, nu proveneau din oameni care aveau posibilități, erau oameni foarte simpli și trăiam de zi cu zi, normal, absolut normal. Și mă gândeam, Doamne, ce s-ar fi gândit? Nu s-au gândit niciodată așa, adică chiar au făcut totul cu pasiune și au încercat cât puteau ei de mult să mă susțină. Revenind la ce m-ai întrebat tu, îmi amintesc că nu m-au stresat deloc cu sportul, cu tenisul când eram mai mică. Parcă m-au stresat mai mult când am mai crescut acum, în ultimii ani, așa puțin. Bine, înțeleg pe parte, dar n-au pus deloc presiune și m-au lăsat mereu ca să nu simt, știi, că era oricum stresul acesta financiar, că trebuia să reușim să plec la concursuri și erau multe sacrificii pe care le făceam, dar recunosc că nu am avut copilărie, toată ziua eram pe terenul de antrenament și munceam foarte mult de mică și la școală și mi s-a întâmplat de câteva ori, știi, să mă uit așa în spate și vedeam cum ceilalți colegi la școală mergeau, ieșeau, se jucau în parc, mai mergeau în tabere și tata mi-a zis, dacă vrei performanță, stai pe teren, dacă vrei distracție, pune racheta în cui și du-te, ești liber să faci ce vrei. Și într-un fel suferam, dar în alt fel am atins rezultate de mică pe care alții nu le-au atins, care făceau lucrurile astea, mă refer la al sportiv din domeniul meu. Și ulterior ei s-au pierdut și am ajuns sus. Și chiar și la școală, știi, m-am întâlnit de curând în Anglia cu o fostă colegă de generală și îmi spunea, incredibil, Mihaela, nu pot să cred cum eram în clasele 4-5, unde eram atunci, unde ești tu acum și unde sunt eu. Eu sunt un nimeni acum și tu ești cine ești în lume și nu-mi vine să cred că stau lângă tine și că era stresată, emoționată și era, nu știu, cum să spun, își amintea așa de perioada aceea. Și pe de-o parte sunt mândru de ceea ce am realizat și până la urmă, așa este, ai ocazia asta unică în viață să demonstrezi, în primul rând, nu știu, să demonstrezi ție, familiei, celor din jur, că poți să ajungi undeva dacă te ții de un lucru, și mă refer în orice domeniu acum, și să nu fii influențat de anturaj, de tot ce este stânga-dreapta, că foarte ușor suntem influențați și putem să o luăm pe arătură imediat, adică nu există problema asta. Asta simt eu acum, că am meritat tot sacrificiul pe care l-am făcut și nu regret nimic, chiar dacă am avut momente când regretam, știi, și mă uitam așa în urmă, eu nu ies, eu nu fac nimic, nu mă duc la petreceri, nu, știi, nu mă distrez, stau toată ziua pe teren, mă duc la pregătire fizică. Păi până la 24 de ani făceam 3 antrenamente pe zi, 2 de tenis și 1 de pregătire fizică, eram ruptă în fiecare zi, nu făceam nimic altceva, deci eram, zic, ok, viață personală mai avem și noi? Rog. Adică am pe semne, adică viață personală, că aveam o relație în perioada aceea, dar viață personală și să fie mai select, adică să poți să ieși, să mai socializezi. Nu aveam timp, știi? Și mă uitam așa, zic, uite, băi, unii au timp de vacanță, de ceva și eu nu pot, toată ziua pe teren. Și atunci au început ai mei să mă mai streseze puțin și foarte bine că m-au stresat, că altfel, cine știe, poate și eu o luam puțin pe arătură și mă pierdeam. Și altă chestie, păi la câte operațiile pe care le-am avut și toate hopurile astea din cariera mea, ar fi trebuit până acum să mă las de tenis de nu știu câte ori. Pentru că știam că tot timpul trebuie să iau de la zero. Și e un stres foarte mare și poți să te gândești câți bani am băgat, n-am scos, acum nu mai am bani, ce mă fac, iau de la zero, cum reușesc. Am avut norocul că am putut să joc echipe în mai multe țări eu, în urmă cu câțiva ani, și acum joc în alte țări și asta m-a ajutat foarte mult. Putem să jucăm echipe în străinătate pentru mai multe țări care îți plătesc anumite concursuri. Ok. Ca și un fel de schimb, ca un fel de sponsorizare. Și jucam într-un an în 4 țări ca să pot să reușesc să plec la concursuri, să pot să joc concursuri. Și mi-amintesc că închiriam mașină
și plecam din Germania. Astăzi aveam meci în Germania, luam mașina, mă duceam în Austria, conduceam noaptea, a doua zi dimineață jucam meciul din Austria, simplu, dublu, după meci plecam înapoi în Germania, a doua zi aveam meci în Germania. Singură. Wow. Deci singură conduceam la 22 de ani. Deci, și asta am făcut 3 ani consecutiv. În alți ani mai era și Olanda inclusă în perioada asta. Și făceam drumurile astea, nu dormeam, mă sacrificam ca să pot să am cât mai multă posibilitate de a juca concursuri ca să pot face un clasament. Că în tenis, știi că trebuie să-ți aperi în fiecare an punctele. 11 turnee se punctează. Dacă nu le aperi, pa, ești out. Și știam că este foarte greu. Știam că dacă am perioade de accidentare o să-mi pierd clasamentul, chiar dacă pot să-mi-l protejez. Și lumea nu vedea. Știam, ok, sunt alți sportivi care au avut situație financiară ok. Și au avut susținerea aceasta și au și reușit. Unii n-au reușit, unii au reușit. Eu așa am fost, știi? Și acum, în ultimii ani, foarte multă lume mi-a spus că cât de mândră trebuie să fii tu pentru ce ai realizat în cariera ta sportivă, uitându-te de unde ai plecat. Pentru că ai realizat lucruri pe care atâta lume și le dorește în viața asta să le realizeze și tu ai putut de la zero pornind să faci, știi? Și ai un potențial în viitor pe care poți să ți-l ușurezi din multe puncte de vedere. Ai o independență de atâția ani de zile care, cine știe, toată poate pe unii bărbați îi sperie chestia asta. Știi că mulți își doresc să zic în viața asta, poate unii își doresc să fie cineva care să nu fie, le e frică de independența aceasta pe care o ai. Nu știu, se feresc, mă gândesc. Mai că mi s-a spus de câteva ori. Și eu n-am nicio treabă, adică ok, sunt o, asta ar trebui să-i bucure că au pe lângă ei pe cineva care e independent, știi, și care da, se susține și da, da, asta o zic acum așa. Dar până să ajungem și la discuția asta, vreau să te întreb care a fost prima ta accidentare, cât de grav ai resimțit-o și cum ai reușit să treci peste toate problemele astea cu accidentările? Ce te-a motivat până la urma urmei și care era gândul contradictoriu celui motivațional? Adică dacă ar fi fost să te lași de tenis în momentele alea, ce ai fi făcut? Cea mai gravă a fost la genunchi, când 2 ani consecutiv am făcut operație și n-am putut să joc. 2 ani am stat pe bară și atunci am... Asta între ce ani? 24-25. Ok. Atunci, clar, era și vârsta în care totuși poți să te lași sau nu de un sport de performanță și atunci chiar vreau să mă las, adică simțeam că nu mai am nicio șansă, mă uitam în urmă că până la urmă tot ce câștigasem fusese oarecum într-un raport egal cheltuit, deci nu aveam o bază, toți ziceau că nu mai am nicio șansă să joc, că în continuare după a doua operație aveam aceleași dureri, deci nu mai știam, am fost la o grămadă de doctori în România, am fost și în Elveția și nu se știa exact de ce mă doare în continuare. Și atunci m-am apucat și de doctorat, să fac doctoratul, pentru că mă gândeam eu, cu un doctorat am șanse, să zic, să plec în străinătate ca antrenor manager la o academie, mă gândeam. Pe vremea aceea mă gândeam în China să merg, că erau... Doctorat în educație în sport. Fizică și sport. Da, în sport, okay. Că am terminat facultatea de sport, managementul, tot așa, în management, masterul în management și marketing sportiv. Și am zis, ce să fac? Să fac și un doctorat, adică nu stau... Dacă, Doamne fește, nu mai pot și cum eu simțeam că nu mai pot să joc, hai să fac doctoratul, să am o bază, să am ceva, îmi doresc să termin, să fac studiile până la capăt. Și părinții, psihologa și preparatorul fizic erau singurii care credeau mai mult în mine decât credeam eu și îmi spuneau că eu pot să mai joc și că mai am de demonstrat, în primul rând mie, cât și oamenilor din jur, că pot să ajung din nou și mai sus în tenis. Dar eu nu mai credeam și au fost niște clipe în perioada aceea horror, nu vreau să mai amintesc în viața mea. Se zbulește pielea, adică a fost groaznic. Pentru că, știi, mai ajung la 25 de ani, ai făcut atâta sacrificii, ai cheltuit atât și ești la zero, știi? Și nu știi ce faci, că mulți sportivi au... Nu suntem așa bine văzuți. După ce terminăm partea sportivă,
au impresia că nu ne putem integra ca lume într-un alt domeniu sau în viața aceasta de zi cu zi. Pentru că există și suficiente exemple de oameni care au demonstrat că după ce s-a terminat cariera sportivă, n-a mai început vreo alta. Da, așa este. Adică trebuie să fim realiști. Și suntem toți băgați în aceeași boală. Tocmai de aia am vrut să-mi fac studiile, tocmai de aceea am vrut să merg până la capăt cu tot ce puteam. Și în anul acela când am început eu să joc, deci am stat și la 26, la 27 de ani am început să joc, eram 900 și ceva la începutul anului când am plecat în Australia. În clasa asta ce an se întâmpla? 2017. Ok. Și am zis că e ultimul an. Am clasamentul înghețat unde pot să joc, aveam clasamentul 201, puteam să joc la câteva turnee mai mari. Și în rest o să joc echipe anul ăsta cât pot ca să mă susțin financiar și după aia vedem ce o să iasă, la finalul anului mă las și după aia tragem linie și văd ce naiba fac, că nu mai pot. În condițiile astea chiar nu se mai putea. Și cred că ăsta a fost un mare atu și relaxarea asta cu care am jucat, pentru că în anul acela am ajuns la finalul anului pe 80 ceva mondial. Și atunci am câștigat foarte multe concursuri în anul acela și lumea a început așa dintr-o dată, bum, să audă de mine iar. Unde toți spuneau că și din cadrul Federației de Tenis au spus când reîncepusem la acela, se făceau, dar ce faci, Michi, vrei să te reapuci de tenis? Ești prea bătrână să te mai reapuci acum, știi? Și mă simțeam penibil, sincer, știi? Adică după ce că oricum susținerea a fost limitată, cât se poate de limitată și din partea Federației, poate nu aveau posibilitatea, poate altfel vedeau ei lucrurile, dar nu a fost să fie. Până la urmă, eu oricum reprezint România și am reprezentat România în toate concursurile pe care le-am jucat. Adică trebuiau să fie mândri orice ar fi fost. Și a fost și mai greu și cu chestia asta ca să poți să o iei de la capăt, știi? Mai ales că consider că îți trebuie un psiholog în orice sport, știi? Dacă vrei să reușești, chiar îți trebuie să investești într-un psiholog, pentru că te ajută foarte mult ca să poți să fii mereu ferit de o grămadă de voci din exterior. Și am urmărit multe documentare și am văzut că sunt mulți sportivi de top, din basket, din fotbal, totuși sunt, care au psiholog și care îi ajută. Și chiar și în tenis am descoperit de curând niște jucătoare care constant au psihologul cu ele și le ajută enorm. Îți dau un exemplu, Iga Swiatek, care e locul 1 mondial. De când e cu psihologa, după aia, la fiecare concurs, a avut cele mai bune rezultate. Și după aia, în anul următor, am ajuns 20 mondial. Și atunci a fost boom-ul pe care l-am avut eu. Dar asta a fost marea problemă, că m-am accidentat după, la scurt timp. Și în anul următor n-am putut să-mi păstrez același clasament. Am avut așa fluctuații, 30, 40, 28, și după aia m-am dus 50, și după aia în săptămâna aia m-am dus pe 135. Și după aia a fost așa capac. A fost okay. Un shutdown. Da. Ce crezi că e mai important pentru un sportiv de performanță la un nivel atât de înalt? Pregătirea fizică sau pregătirea psihică? Psihică. Înainte nu era. Înainte era foarte mult, se mergea pe talent, pe pregătirea asta fizică și mentalul era ultimul, dar acum mentalul e cel mai important. Păi îți dau exemplu, ai moment în timpul meciului în care dacă cedezi un pic psihic, te gândești în altă parte, nu ești tu ok, gata, s-a dus. Ai pierdut 2-3 game-uri, s-a dus meciul sau s-a dus setul și ulterior poate s-a dus și meciul. Adică și noi ca fete, dacă nu suntem ok din toate punctele de vedere, intri în meci și te gândești la o grămadă de alte lucruri și ești din start, tu ai pierdut meciul. E foarte important, foarte important, pentru că jocul de tenis a devenit mult mai rapid, mult mai dur. Goana aceasta după câștiguri e mult mai mare, deci pe lângă pasiune și tot ce faci, este și goana aceasta, că până la urmă este jobul nostru. Mm-hmm. Îl facem din pasiune, dar trebuie să avem și noi un câștig care să trăim după, să ne facem un viitor. Și bătălia e mult mai mare. E că eu am resimțit-o, vorba aia, de atâția ani în circuit se vede. Vin fetele tinere din urmă și trag de ele și sunt atât de puternice, psihic în primul rând, încât
oricând poți să pierzi de la ele. Știi de ce te întreb asta? Pentru că eu urmărind din calitatea mea de locuitor al... Nu locuitor, de individ care privește din canapea, știi, sporturile astea sau de oriunde din altă parte, dar care nu le-a practicat. Stau și mă... n-am cum să nu observ două chestiuni. În general, sportivii români sunt mai prost pregătiți fizic decât sportivii din țările vestice, pentru că aici cel mai probabil e vorba despre seriozitate și despre nivelul de muncă pe care vrei să-l depui, că aici pregătirea fizică nu prea costă, nu poți spui că nu-ți trebuie nici rachete pentru pregătirea fizică, aici în cazul tenisului. Da, da, da. Nu-ți trebuie nici racordor, nu-ți trebuie nici mingi, nu-ți trebuie nici pantofi speciali. Corect. Ci pur și simplu trebuie să ai voință să-ți mai rupi încă o oră, poate două din timpul tău dintr-o zi, ca pe lângă antrenamentul tehnico-tactic să mai faci și antrenamentul de pregătire fizică. Correct. Și pe de altă parte, psihic vorbind, mi se pare că absolut orice sportiv român, la un moment dat, are o mentalitate românească. E mentalitatea aia care îl face să tremure în fața adversarului, e mentalitatea care îl face să se piardă în timpul meciului. Știi că la fotbal sunt și vorbele alea că 2-0 e cel mai periculos scor, că atunci poate întoarce adversarul cel mai bine. Și multe alte chestiuni care ne conduc tot către direcția asta. Și atunci vin să te întreb de ce nu se face sportul exact așa cum ar trebui să se facă, adică pe de o parte să se respecte toți pașii aia, pentru că e clar că la noi e o fentare de aia, să se respecte dietă, să se respecte pregătire fizică, să se respecte ore de antrenament, și pe de altă parte, de ce în continuare există înrădăcinată în mentalitatea sportivului român acea idee conform căreia e un miracol dacă el câștigă. Da, da, știu, am auzit-o și asta de atâtea ori, în loc să fie mentalitatea aia în care să susții și să îl împingi tu de la spate eventual, ca să se simtă, știi, să simtă o motivație și din spate, nu, tot timpul, dacă câștigă mare noroc, Doamne ajută să câștige, sau și dacă pierde, păi da, ce, nu eram eu singur că nu putea să câștige contra respectivei sau contra respectivului la băieți. Greu de zis, să știi, pentru că eu nu pot să judec sportivii noștri din țară, cei de top, pentru că, spun sincer, tragem foarte mult și ne pregătim cât se poate de bine. Doar că, repet, nu există o bază pentru toți și au fost discuțiile acestea între noi sportivele anul acesta, împreună cu cei din cadrul federației, și am spus că ar fi fost mult mai bine să se organizeze ceva, măcar o dată pe an, ca un camping dintre acestea în care să ne pregătim toate, să putem să jucăm una cu cealaltă, să ne pregătim fizic în același loc, pentru că noi aproape că nu ne găsim niciodată să batem mingea împreună, să facem antrenamente împreună. Tot timpul ne organizăm singure și e păcat, suntem atât de bune și nu ne antrenăm. Iar preparator fizic, fiecare are preparator fizic separat. Deci nimeni, nu vezi o jucătoare să aibă același preparator fizic. Tot timpul este separat. Eu personal am văzut că sunt multe grupe de tenismeni mici care fac pregătire fizică de câteva ori pe săptămână și am văzut că au făcut progres din punctul ăsta de vedere și îi duc copiii. Înainte spunea că ce nevoie are de pregătire fizică, nu aleargă toată ziua pe terenul de tenis, ce mai trebuie și pregătire fizică, astfel să se odihnească. Ți-am spus mai devreme că eu făceam 3 pe zi, până la 24 de ani, când m-am oprit, după aia când am revenit am zis că contează mai mult calitatea, nu cantitatea, și prefer să mă recuperez eu cu corpul meu mai bine decât să fac așa overloading și să-mi fie mai greu după. Mm-hmm. Eu am observat o diferență mare între cum era acum câțiva ani față de cum suntem acum și, sincer spun, se vede că suntem mult mai atenți la ceea ce mâncăm, noi ca sportivi și noi din tenis, să spun, pentru că am vorbit cu fetele de la noi din țară, cu băieții de la noi din țară, știi, și tot timpul avem discuții de genul acesta. Foarte atenți la ce mâncăm, foarte atenți la cum ne organizăm cu somnul, cu antrenamentul și mai ales cu pregătirea fizică, care nu lipsește. Zilnic facem câte ceva,
chit că este pentru menținerea tonusului, chit că este doar pentru și stretching, și asta contează dacă îl faci, tot este. Dar lucrăm noi în tenis, chiar văd pe corpul nostru că am făcut progres din acest punct de vedere și se lucrează mult mai mult și fizic și psihic, cum spun sincer, și psihic foarte, foarte mult. Nu știu despre alte sporturi, cum este, bănesc că la sporturi de echipe au preparatorul fizic care le face zilnic câte un program pe care ei îl respectă sau nu îl respectă. Nu știu dacă sunt. La noi, fiind individual, antrenorul stă toată ziua. Adică preparatorul fizic, când e ora de pregătire fizică, stă cu tine și e individual. Deci, okay. Într-o oră, o oră jumate, când faci pregătire fizică, e numai cu tine. Deci nu există să fii lăsat, să faci singur. Sau când suntem la concursuri, că nu putem să ne luăm după noi și preparatorul fizic și fizioterapeutul și antrenorul, adică sunt câteva turnee unde ți iei, la Grand Slam-uri ei. Mm. Și atunci, că-ți permiți, sunt și repet, prize money e mai mare și atunci poți, dar nu poți să iei la fiecare concurs, că atunci chiar ești într-o gaură imensă financiară dacă n-ai un backup, un sponsor care să te susțină. Și ai programul pe care ți-l dă, cum și eu am, și fac exerciții în fiecare zi, adică, și am văzut, toți tenismenii sunt toată ziua în sala de forță. Fetele, că majoritatea turneelor sunt, adică doar Grand Slam-urile și încă vreo 2-3 turnee pe an sunt cuplate, unde sunt și băieți și fete. În rest sunt separate toate, știi, și vezi la concursul toată ziua, fetele sunt și ele în sală și fac pregătire fizică, chit că au meci, chit că n-au meci, lucrează. Deci, din punctul ăsta de vedere, s-a schimbat foarte mult în tenis, în bine. Și sper că și în celelalte sporturi. Da, într-adevăr. Deși și aici mi se pare că e tot o chestiune la nivel de mental. Da. Știi? Pentru că, uite, mă uitam, o să dau exemple din... Eu dau multe exemple din fotbal pentru că urmăresc mult mai mult fotbalul decât alte sporturi. Mi-ești numai, ești băiat. Da, fotbalul, adică pe ăsta de prin Liga 1 nu prea... Nu prea îl mai urmăresc, că nu prea mai e. Dar mă uitam, de exemplu, când era starea de urgență, jucătoria de la Bayern München, care în Germania chiar se respecta carantina, adică nu poți să-i bănuiești că se antrenau pe ascuns. Nu, da. Se antrenau acasă. Dar respectau atât de bine și atât planul nutrițional, cât și planul de pregătire fizică, încât este poza aia cu Leon Goretzka înainte și după pandemie, când efectiv a ieșit cyborg din starea de urgență din alea două luni, plus că la nemți s-a și reluat cel mai repede campionatul, la începutul lui mai deja jucau. Deci undeva într-o lună jumate ăla și-a schimbat efectiv corpul. Aspectul fizic, da. Pentru că, din nou, e o chestiune care cred că ține și de mentalitate foarte mult, pe când la noi sportivul are impresia că se poate să ofenteze din talent. Știi? Adică, ce mai e nevoie de a ta antrena, să mai pregătim fizică, las că rezistăm și de-aia cad pe la jumătatea partidelor și așa mai departe. Și, într-adevăr, cred că aici mai e foarte importantă și dorința pe care o ai spre a face performanțe și nu numai spre a atrage câștiguri financiare. Și că tot îmi spuneai despre sacrificiile necesare și despre faptul că pentru a obține performanță în sport tu nu ai prea avut parte de o copilărie, de o adolescență normală și după aia nici de o tinerețe, tocmai în parametrii societății cotidiene. Vreau să te întreb când ai avut tu prima ta relație și cum reușești să împaci viața ta sportivă cu viața ta sentimentală? La 21 de ani am avut prima mea relație. Ce a fost cea mai lungă, a fost aproape de 8 ani de zile. Adică au fost momente și momente, dar a fost singura relație care a durat mult. N-a fost ușor, pentru că era și vârsta în care eu eram foarte, adică jucam multe concursuri, perioada aceea de accidentare a fost și acum a fost și am fost acasă mai mult, dar persoana respectivă a înțeles aceste sacrificii care erau făcute de mine și a înțeles să le facă și el, și anume că ne vedea mai puțin fiind plecată. Mm-hmm. Pentru că era dintr-un domeniu corporatist respectivul și nu era dintr-un sport. A fost greu, dar am acumulat multă experiență în urma acestei relații și
s-a terminat într-un mod normal, ok, și amândoi am trecut peste, știu, acei ani, respectiva persoană e acum căsătorită, cu familie, toate bune și frumoase. Eu am rămas singură, fără familie, fără nimic. Toate bune și frumoase și aici, not, dar nu contează. Ce pot să zic? În general, viața de sportiv e, zici că e o viață de asta, a artistului. Tot timpul suntem plecați, hotel, avioane, chiar timpul este destul de limitat. Dar dacă există înțelegere, eu tot timpul am fost pentru înțelegere și am avut relație și cu persoană din alt domeniu sportiv și nu m-a deranjat acest lucru pentru că am înțeles că sunt niște sacrificii care trebuie făcute și eram pentru a face sacrificii în urma menținerii unei relații. Că până la urmă când intri într-o relație, asta îți dorești să o menții și să vezi ce se va întâmpla după, dacă totul este ok. Adică cu prima relație n-a fost să fie un alt prag după vreo 4-5 ani, să se treacă la un alt prag, după care când a fost spre final își dorea mai mult și eu, atunci a fost, să zicem, cam aici s-a dus, să zic, n-a fost chiar susținerea mai mare și în perioadele mele mai puțin plăcute față de perioadele când începusem eu să joc foarte bine. Și asta a făcut o diferență în care am ajuns amândoi la un comun acord că mai bine să încheiem relația, știi, într-un mod pașnic. Mm-hmm. Ulterior am mai avut două relații care n-au fost foarte, foarte ok. Nu prea au fost așa ce trebuie, adică nu urmăreau decât, știu eu, numele, ca să zic, și cam atât cu mine, nu au fost, știi, persoane serioase. Și după aceea am mai avut o relație cu cineva din domeniul sportului, care inițial am avut cam aceleași gânduri ambele persoane, știi, și cam a fost, să zic, aceeași direcție. Și ulterior nici eu nu știu cum de s-a stins, adică ce pot să zic, mie mi s-a părut că dintre toate era cea mai ok, pentru că am înțeles partea aceasta de sacrificiu, de sportiv, chiar dacă era și diferență de vârstă, cum ai zis și tu, vârsta nu prea mai are, e că nu e așa de important în ziua de astăzi, așa am mers și eu pe principiul acesta și mă rog. Ce înseamnă diferență de vârstă? 11 ani. În favoarea ta? Da. Asta ar fi trebuit să fie un avantaj pentru el. Așa sper și eu că a fost, este un avantaj. Nu știu să... Bun, dar ce s-a întâmplat acolo? Adică, în primul rând, cât timp a durat relația respectivă? Pentru că eu țin minte că la un moment dat, în anul 2021, dacă nu mă înșel, cred că în prima jumătate a anului, ai început tu să postezi și am început să văd foarte multe materiale cu tine și cu iubitul tău. Și păreați un cuplu foarte fericit, în primul și în primul rând. De asta te-am întrebat, adineauri, cum ai reușit, care a fost prima ta relație și cum cum ți-a afectat viața sportivă, viața sentimentală. Și o întrebare pe care o adresez foarte multor oameni pe care i-am aici la podcast, pentru că realizez că în momentul în care vrei să fii performant într-un domeniu, trebuie să tot faci sacrificii din alte părți. De cele mai multe ori, persoana de lângă tine, dacă nu te iubește cu adevărat și dacă nu ți înțelege dorința ta de a performa, se va simți întotdeauna neglijată și atunci apar tot soiul de probleme. Dar da, în cazul în care amândoi erați sportivi și de performanță, da? Bine, performanța ta mai mare decât performanța lui, dar aici nu despre asta discutăm, nu, sub nicio formă. Că eu tot timpul nu facem comparații. Da, tot timpul a fost o egalitate între mine și orice persoană cu care am avut legătura. Niciodată nu m-am uitat la cineva de sus și mereu am apreciat tot ce făcea persoana cu care eu trăiam sau care eram într-o relație. Bun, și atunci din toate
din tot caruselul ăla, din carnavalul ăla de pozi cu voi, prin vacanțe, împreună, fericiți, îndrăgostiți, ce s-a întâmplat de deodată s-a ajuns într-un punct în care inclusiv postările despre despărțire erau într-un termen destul de dur. Mă stresez deja, mai găsesc poziția, știi, sunt așa. Da, e un subiect destul de, cum să spun, adică doresc să nu vreau să intrăm în detalii, sub nicio formă. Pentru că este intim și este între noi doi. Mi-a părut foarte rău, să știi, pentru ceea ce s-a întâmplat, știi, și în continuare îmi pare rău, pentru că sentimente cred că există, nu știu, din ambele părți și în continuare și cum e, niciodată să nu spui niciodată că poți tot timpul să, adică poți să ai o a doua șansă și poți să înțelegi anumite greșeli pe care le faci, pentru că la noi chiar a fost totuși respect profesional și nu știu, am fost 6 luni împreună, adică n-a fost o perioadă foarte lungă, dar a fost foarte intensă, știi, și a fost oarecum și foarte frumoasă în același timp, dar a avut și micile lucruri mai puțin plăcute, pentru care, ca să zic așa, eu am fost mai afectată ca fată și poate nu trebuia să mă exteriorizez, știi, prin acea postare pe care am făcut-o atunci. Poți să fii judecat bine sau mai puțin bine. Știi cum e, acum am realizat și eu că cel mai bine e să ții viața intimă, foarte intimă, indiferent că este de bine sau mai puțin bine, pentru că știi cum e, nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Dar așa a fost atunci să fie. Eu cred că e o chestiune de asumare până la urmă, adică dacă a fost frumos și atunci, pentru că sigur era frumos din moment ce voiai să le arăți și urmăritorilor tăi și publicului experiențele. Eu nu m-am ascuns, adică era viața mea personală și eu eram fericită cu ea și după cum ți-am spus, în viața personală chiar trag până la capăt, știi, cum mă dedic întru totul, așa cum mă fac și în viața de sportiv și nu știu ce să zic, poate nu e un final, poate nu se știe niciodată ce poate să fie, adică într-un fel spun, chiar adică îmi pare rău că s-a terminat cum s-a terminat și că a fost pentru că erau multe lucruri pe care le puteam face împreună, știi, și chiar vorbeam de multe lucruri care puteau fi realizabile din multe puncte de vedere, fără dar și poate, mai ales că familia lui mă plăcea foarte mult și părinții mei îl plăcea, adică era tot ok din multe puncte de vedere, știi, nu am ce să reproșez, pur și simplu nu pot să ai vrea să te împaci cu el? Eu n-am zis nu, da, okay. Știi cum e, depinde de mai multe lucruri, pentru că fiecare are anumite lucruri pe care trebuie să și le asume, pe care le-au făcut mai puțin bine în viața de cuplu din acele momente și eu știu ce am greșit, bănuiesc că și el știe ce a greșit. Au fost atâtea cupluri care s-au împăcat după ce s-au despărțit. Dacă a fost cazul și dacă n-au fost lucruri grave între ele, știi? Acum n-ai de unde să știi ce o să ne rezerve viitor. Chiar nu știu nimic. Nu pot decât să să sper la cei mai numai, bun pentru nu, tine. Da, nu mai gândesc la nimic decât să văd de carieră, știi, și de sănătate până la urmă, că asta e cel mai important și restul, dacă este să se întâmple, se întâmplă de la sine și vine ușor, ușor. Dar da. Te-a afectat în carieră, despărțirea? Da. Da, pentru că am suferit foarte mult. Sincer. Hai că mine să pun. Dar da, am suferit foarte mult pentru că am depus super multe sentimente, știi, și a fost nu, chiar am fost super sinceră. Da. Ok. Am fost super sincer, am știut ce îmi doresc,
eram dispusă pentru multe sacrificii pe care le făceam și ca sportivă și nici, nu. Eu am fost dispusă, zic că sunt dispusă, știi, pentru sacrificii și sunt dispusă pentru multe, știi, în relație, chiar trag. Și, nu, sper că cineva o să-și dea seama. Că am avut așa, știu, nu, adică dreptate în sensul că chiar fac lucrurile așa cum le spun, știi? Adică, în general, vă spun că așa sunt eu ca om. Nu mă joc când intru într-o relație, cum nu mă joc nici cu performanța pe care o fac și cu nimic din ceea ce îmi doresc să se întâmple și să fie bine, să fie... Că și așa, la câte sacrificii facem și cât de stresați suntem ca sportivi, în general, îți dai seama că ne dorim să fie ok și în viața de zi cu zi, să fie fericire, să fie armonie, să fie... Cât mai ai timp să te mai ocupi de viața de zi cu zi. Cât mai ai timp, aia care e, îți dai seama că toți ne dorim să avem și o viață personală, e normal. Adică n-am ce să-i reproșez, sincer. E o persoană cum se cade, e o persoană bună. Legat de diferența asta între și de comuniunea totodată, și de diferența și de comuniunea între viața sportivă și viața personală, și de fericirea pe care viața sportivă o aduce în viața personală, de amprenta pe care nefericirea din viața personală de multe ori o are în asupra vieții sportive. Vreau să te întreb, cât crezi că vei mai putea juca tenis, cât vrei să mai joci tenis și, bineînțeles, ce vrei să faci după aia, pentru că după o viață atât de activă, nu cred că ai să poți să stai pur și simplu și să, nu știu, să trăiești din niște chirii sau din alte venituri pasive, ori din, nu știu, să faci orice altceva decât să fii activă. Eu am un target pe care mi l-am pus. Și e bine să ai un target, că te poți ține de lucrul acesta și să nu fii, știu, scos așa din zona aceasta. Și mi-am pus un target Olimpiada de la Paris, care este în 2024, și până atunci îmi doresc să joc și să și particip la ea. Asta înseamnă să am un clasament de top 55 mondial în perioada aceea. Și pentru mine asta era... Asta e foarte important, că dacă mă țin de lucrul acesta și fac toate sacrificiile pe care trebuie să le facă un sportiv până atunci, se pot îndeplini, știi? Și la asta mă gândesc cel mai mult, să fiu sănătoasă, psihic, fizic, să pot să joc și apoi după ce se termină Olimpiada, nu vreau să-mi pun presiune dacă nu cumva voi participa, să zic, uite, nu știu, n-am reușit, am tras asta și n-am reușit. După perioada aceea, iunie-iulie 2024, voi vedea unde o să mă aflu, dacă o să am clasamentul bun, să mai pot continua, sau dacă mă opresc și, bineînțeles că există viață și după tenis. Doamne ferește! Sunt atâtea lucruri pe care le-am făcut în atâția ani și mi-aș dori să le fac. Dar eu asta mi-aș dori, să mai pot să joc 2 ani de zile și apoi... Să știi, clar, cum ai zis tu, totuși viața asta activă pe care am avut-o, nu o să pot fi capabilă să stau toată ziua după ce mă las, știi, să nu fac nimic. Uh-huh. Adică, clar, eu îmi doresc o academie, îmi doresc un centru de recuperare medicală, pentru că am suferit destul și când eram mai mică, noi nu aveam posibilitățile care sunt acum de recuperare și la noi în țară și în străinătate, adică am dus lipsă și mă gândesc pe de-o parte că dacă pe vremea când eram eu mai tânără existau niște posibilități mai bune de recuperare, cum erau deja în străinătate, în partea vestică, poate și recuperarea mea era mult mai bine făcută, mult mai rapidă și rezultatele erau mai bune într-un timp mai scurt. Pentru că posibilitatea să mă duc în străinătate atunci nu erau. Gândește-te, când am făcut eu a doua operație la genunchi, mi s-a cerut în Elveția 17.500 de franci. În 2013. Okay. Știi? Și n-am putut să o fac acolo și am făcut-o în țară, dar într-adevăr același lucru care trebuia să-l fac acolo l-am făcut și la noi după, dar poate recuperarea, la cum arăta acolo spitalul și tot, era altfel. Nu zic, s-au schimbat și la noi foarte mult, adică clinicii unde am făcut eu, de exemplu, acum recuperarea la genunchi,
Păi s-au dedicat în 3 săptămâni cât am avut la dispoziție 1000% ca să mă ajute să pot, să pot performa, să pot juca la Wimbledon. E că nu am ce să reproșez, s-au schimbat toate, dar atunci eram foarte limitați. Și mi-aș dori acest lucru să fac, să am undeva o academie, undeva unde să pot să mai plec și cu alți sportivi la concursuri când dacă sunt de performanță și asta îmi doresc să fac performanță, nu mi-aș dori doar inițiere și să mai plec. Și tot în domeniul sportului, adică nu mă văd. Ok, pe lângă alte lucruri care pot fi pasive, bineînțeles că îmi doresc să am o viață activă. Oricum îmi doresc să călătoresc, sincer, în primul an după ce îmi termin cu sportul, pentru că degeaba am vizitat 3/4 din lumea asta, pentru n-am apucat să văd toate atracțiile turistice. Sunt o grămadă, nu știu, 80% de la noi din România pe care nu le-am văzut și îmi doresc să le văd. Adică eu mă gândesc, mamă, abia aștept să merg la Iași ca să fost și eu câteva atracții turistice acolo. Am fost o singură dată și am stat o zi, n-am apucat să văd nimic. Mm-hmm. Că era tot închis, era și duminică, super. Deci, îți spun, știi cum, sunt multe. Am fost de 2 ori la Beijing, n-am apucat să merg și eu pe Marele Zid. Da, acolo, deci n-am apucat la Tokyo, la fel, n-am apucat de 2 ori, am mers la Tokyo, n-am apucat să văd nimic din centru. Adică sunt lucruri pe care și lumea nu le vede. Te plimbi toată ziua, dar nu te plimbi, ce vezi, hotel, teren de tenis, hotel, teren de tenis, te ia capul la om, dar nici nu ce să mai faci. Plus că nu mai ai senzația de acasă, adică ești în continuu fiecare noapte, de cele mai multe ori dormi în alt pat și atunci nu e chiar confortabil, chiar dacă vorbim de 5 stele, chiar dacă vorbim de condiții de top, nu e chiar confortabil să fii non-stop pe drumuri. Nu e deloc și crede-mă că mi s-a spus și din alt domeniu, mi-a spus la un dat un amic din fotbal, ca și exemplu, să zicea, dar ce viață aveți voi, toată ziua sunteți mă prin avioane și hoteluri, deci pe bune, deci mi-e și milă de voi, mi-a zis, pentru că la ei e diferit, știi, și zic, ce să fac, ăsta e riscul, sacrificiul pe care îl facem și noi, dar răspund sincer, la bine, câteva zile chiar trebuie să schimb hotel, avion, la un moment dat, deci prima mea fericire când nu o să mai joc, o să fie că nu mai trebuie să car atâtea bagaje. Deci nu ai idee cât de greu să car trorele alea săptămânal de 30 de kg, câte două, că n-ai. Și când pleci la 4-5 concursuri, nu ai cum. Și e greu. Mm. Stai să-l împingi tot timpul. Nu, deci nu. Bine, asta comparația cu fotbalul, într-adevăr e o diferență foarte mare și un dolce farniente în momentul în care echipa respectivă joacă doar în Liga 1. Că atunci, da, e o deplasare la 2 săptămâni. Mm-hmm. Și din când în când mai e Cupa României, așa, din care, unde dacă ai noroc să te elimine din prima, nu te mai deranjează. Dar ăștia de-i vedeam noi pe la televizor, aia la fel, din 3 în 3 zile, exact ca tenismeni, adică îi vezi că joacă azi la Madrid, săptămâna, duminică la Madrid, marți au plecat la Liverpool, miercuri joacă acolo, deci după aia se întorc, au la Valencia în weekend, uh-huh, și așa deci mai departe. Adică e și acolo e. E după performanță, că și în tenis, na, dacă ești antrenor la școala aici, la, ai atâtea deplasări. Corect. Păi tipa care lucrez eu acum, că ea merge cu mine la concursuri, tatăl meu se ocupă când sunt în țară, așa a fost înțelegerea. Ea este și angajată într-un mediu corporatist de publicitate și a fost și ea jucătoare de tenis. Mm. Și când am început să plecăm anul trecut la Wimbledon, deja avem acum un an de când mergem împreună, făcea, Doamne, ferește, incredibil cât avem de mers, nu mai pot, cât abia aștept să ajung acasă, să plimb câinele pe deal, nu mai suport, atâtea hoteluri, atâtea, câteodată îi se pune și ei, că nu mai poți la un moment dat. Și ce bine era la laptop în fața calculatorului și nu făceam nimic toată ziua, nu știu ce, dar în aceeași măsură îi și place foarte mult, pentru că evident, este altceva și, cum să spun, ai alt aer când nu știu, antrenezi la nivelul acesta și ai aceste posibilități să-i vezi pe cei mai buni din lume, să dai nas în nas cu ei, eventual să și schimbi niște vorbe, adică sunt lucruri unice pe care le trăim. Bine, suntem toți sportivi, nu facem așa diferențiere sau nu trebuie să ne gândim că e Nadal lângă mine, ce mă fac, mă întorc cu spatele, că mi-e rușine sau ceva, în niciun caz, adică nu. Mm-hmm. Și ei sunt foarte ok ca și persoane, adică tot timpul salută, tot timpul foarte modești, dar
Așa este. Suntem foarte mult plecați și e greu. E greu, nu e ușor. Lumea ce cu ce asumă-ți că doar ai spus că o faci din pasiune. Au mai fost niște comentarii pe care le mai citeam eu acum câteva luni când am reînceput să joc și erau numai comentarii dintre astea. Horror, deci am avut anul ăsta niște comentarii, mi-a stat mie ceasul, îmi venea să-mi închid Instagram, nu mai vreau să-i văd. Ăștia n-au idee câte sacrificii fac și cât de greu e, dar ei tot îmi dau acolo. Și până la mână asta n-am ce să fac, trebuie să treci peste și să te gândești că ești singur și tu muncești pentru tine, nu te ajută nimeni cu nimic, că ăștia stau pe canapea, cum ai zis tu, se uită și poți să-și dea cu părerea de acolo, dar nu poți să vadă ce e de fapt înăuntru și cât de greu e. Da, însă până la toată coada sportul, și asta nu e doar din punctul meu de vedere, e un... deja devine un truism, nu mai are nevoie de niciun fel de demonstrație. Este cel mai puternic ambasador al oricărei țări, al oricărei comunități, al oricărui oraș, al oricărui popor, pentru că până la urmă e momentul în care vorbim despre audiențe uriașe când ajungi la nivel mondial în faze superioare ale unor competiții de elită. Mm-hmm. Cu siguranță vorbim despre un adevărat branding de țară, că tot vorbeam și despre domeniul de publicitate și marketing asta, și așa mai departe. Asta ar fi un lucru bun să-l fac după mai degrabă. Asta e, mi se pare mie adevăratul branding de țară, iar tu și toate fetele de la tenis care ați făcut astfel de performanțe în frunte cu Simona, Irina Begu, Sorana Cârstea, și nu vreau să nu scape cineva și de asta o să mă opresc cu Mai sunt. Ina Bara, așa a fost și Alexandra Dulgheru, care a avut... Suntem Ana Bogdan, Jacqueline, Cristian, care sunt mai tinere și vin cele din urmă, ruse, Gabriela, noi suntem acum... Da. Mm-hmm. Și atunci, îți dai seama, cred că voi sunteți alături de sportivii de top din alte sporturi, sunteți adevărați ambasadori ai României și pentru asta eu, în calitate de român, chiar îți mulțumesc și sunt foarte mândru de faptul că te cunosc, sunt foarte mândru de faptul că mă cunoști tu pe mine, știi, că așa eu vă cunosc pe toate, eu și pe Nadal și pe aia cunosc, dar eu nu mă cunosc pe mine, aia e problema, în rest așa eu cunosc toată lumea și nu pot decât să îți mulțumesc pentru ceea ce ai făcut pentru a inspira oamenii spre a face lucruri bune, corecte, înspre a fi performanți, înspre a arăta că se poate de oriunde, oricând și indiferent de obstacole și de impedimente, pentru faptul că ai fost umană și pentru faptul că emoția pe care ai avut-o s-a resimțit de fiecare dată și pe terenul de tenis și pe și în tot ceea ce ai făcut tu în cariera ta. Drept pentru care, Michi, îți mulțumesc tare mult și îți doresc să fii cât se poate de puternică în anii ce urmează, să-ți fie cei mai frumoși ani din cariera de sportiv, după care cu siguranță se vor întâmpla foarte multe lucruri mișto, pentru că știi unde e vorba aia, că unde nu-i cap vai de picioare, dar unde e cap e ok, o să fie bine. Și cu, plus că la tine oricum e vai de ele, că sunt regite de accidentări. Și mai departe, rău nu mai poate să fie. Mai departe, sunt convins că ai să faci foarte multe lucruri mișto cu viața ta și pentru viețile altora, pentru că până la urmă urmei cred că despre asta este bunătatea. Îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu pentru invitație și mult succes și ție în tot ceea ce îți dorești să faci. Îți mulțumesc tare mult. Să ne vedem cu bine și altă dată. Doamne ajută, cu siguranță, și cât mai des, cu cât mai multe vești bune. Oameni buni, nu uitați să o urmăriți pe Michi Buzărnescu pe toate platformele de socializare, Facebook, Instagram, michi.buzărnescu, și să o urmăriți atunci când joacă, pentru că asta e foarte important, dacă tot suntem susținători ai sportului, să ne și uităm la sportul ăla, măcar cu atâta să contribuim, cu un rating mai mare pentru astfel de programe, ca să se vândă mai scump publicitatea și ca să existe o șansă, măcar cât de mică în plus, pentru dezvoltarea acestor sporturi, la nivelul la care cu toții ne dorim să ne mândrim, să avem și noi, și la feminin și la masculin locul 1 și așa mai departe, și în alte, să avem și echipe în Champions League și tot ce trebuie. Vă mulțumim tare mult și să vă distrați de astea, ce se face vara, nu știu, să stați la soare, să citiți. Din petrecerile. Să mai, las petrecerile. Mai faceți ceva mai productiv și petreceri. Dar petreceri de alea mai cu cap, nu, da, de alea, de vă rup, de rup capul.
să vă simțiți bine. Asta e cel mai important. Și vă mulțumim tare mult că v-ați uitat la noi. Doamne ajută!